Și discutăm despre aceste subiecte cu analistul economic Adrian Negrescu, în direct cu noi prin Skype. Bună dimineața, mulțumesc că ați intrat în legătură directă cu noi. Bună dimineața, bun găsit! Domnule Negrescu, începând de astăzi, intră în vigoare noua schemă de ajutor pentru energie. Ați văzut cum sunt plafonate prețurile. Să ne spuneți dacă plafonarea este una corectă sau nu, având în vedere că foarte puțini români se vor încadra în acel plafon. E o plafonare discriminatorie care introduce niște reguli absurde care nu au legătură cu efectul și cu dorința noastră de a stimula consumul. Această economie trăiește din consum. Dacă tu vii și spui oamenilor că dacă consumă mai puțin, vor plăti mai puțin, asta înseamnă un paradox economic. În mod normal, în momentul de față, un alt paradox. S-a ajuns ca persoanele fizice, cei care consumă peste 300 de kW pe lună și nu vorbim de niște bogați până la urmă, că dacă ai în casă un cuptor electric, un aparat de aer condiționat și un boiler, da, cu care să-ți faci apă caldă, depășești acest plafon. Deci e vorba de aproape 2 milioane, chiar mai mult. Eu cred că sunt vreo 3 milioane de consumatori care depășesc acest plafon și care, din păcate, vor plăti tarife mai mari decât companiile din România. Vă dați seama la ce s-a ajuns? De ce? Pentru că domnul Popescu încă nu ne explică care este motivul acestei decizii. Îl știm noi, vi-l spunem noi, fără nicio problemă. Vor mai mulți bani la buget. Și cu cât sunt facturile mai mari, cu atât statul încasează mai mulți bani. Dar din punct de vedere economic, se impune practic o discriminare între categoriile de consumatori, o discriminare între consumatorii persoane fizice și consumatorii persoane juridice, o absurditate din punct de vedere economic, fapt care nu-l vedem în nicio altă țară europeană. Numai la noi s-a ajuns la astfel de praguri de consum absolut ireale din punct de vedere economic. Și asta în condițiile în care, indiferent de compensare, noi tot suportăm costul unor prețuri mai mari, pentru că vedem cresc prețul absolut toate produsele de la rafturi, prețuri care sunt și ele dependente de consumul de energie. Ce facem cu aceste scumpiri? Cum se vor descurca românii în condițiile în care veniturile bat pasul pe loc? Spuneam că de Paști vom avea o săptămână a patimilor financiare pentru români. Cred că va fi o lună a patimilor financiare, această lună a păcălerilor financiare care debutează astăzi, pentru că, într-adevăr, prețurile au crescut și vor crește în continuare, mai ales la produsele alimentare de bază. Le vedem consemnate inclusiv de Institutul Național de Statistică. Cartoful, mâncarea săracului, mâncarea care o folosești cei mai mulți dintre români, până la urmă urmei s-au scumpit 30% și, din câte știu, scumpirile continuă. Probabil vor fi consemnate și de INS în noua statistică privind luna februarie. Iar rezultatele le vedem. Scăderea consumului. Românii consumă mai puțin, adică cumpără mai puțin din magazine, iar statul va încasa paradoxal mai puțin bani din comerțul românesc. Asta e atunci când nu te gândești dimpotrivă să consume oamenii mai mult, să stimulezi consumul, să te aprindă lumina, să folosească gaze, energie, să cumpere mai mult din magazine. Pentru că ăsta este rolul unei economii funcționale. Să funcționeze și să genereze cât mai multe vânzări. Noi, dimpotrivă, creăm niște praguri, îi impunem niște prețuri și dăm posibilitatea speculanților, că le putem spune așa, să crească prețurile peste noapte la tot felul de produse care au legătură cu siguranța alimentară a românilor și după aceea ne întrebăm de ce oamenii sunt nemulțumiți, de ce oamenii sunt săraci și iar soluțiile pe care le-au găsit sunt ridicole. Acel ajutor pentru familiile sărace de 4 lei pe zi. Da. 50 de euro la două luni înseamnă 4 lei pe zi. Ce poți face cu 4 lei pe zi în România? Să-ți iei 2 covrigi, dar nici măcar 2 covrigi nu poți să-ți cumperi, pentru că au crescut și prețul covrigilor. Nu mai zic, o salată a ajuns să coste 4 lei în piețele din București. Bun, ce ar trebui să fac sau ce ar fi trebuit să facă autoritățile din țara noastră dacă este să facem o comparație cu ce se întâmplă în celelalte țări din Europa? Pentru că am văzut reducerea accizei, plafonarea prețului la alimentele esențiale și multe alte exemple și metode pe care deja le folosesc cei din celelalte țări. Da, telespectatorii noastre trebuie să știe că alte țări au măsuri concrete pe zona de fiscalitate, au redus TVA-ul la produsele alimentare de bază, la carburanți, la energie, la gaze. Au luat măsuri pentru scăderea accizelor. De ce? Pentru că statul, din păcate, se află într-o situație financiară dificilă, când cheltuie mai mulți bani decât încasează din economie, se împrumută extrem de mult. Gândiți-vă că în luna ianuarie noi am împrumutat 6 miliarde de euro
în condițiile în care cu un an înainte împrumutam la nivel de 200 de milioane, 2 milioane de euro. Vă dați seama că e foarte dificil în condițiile în care statul are cheltuieli din ce în ce mai mari, nu face reforme, nu își reduce cheltuielile, normal că încearcă să obțină mai mulți bani din economie prin această taxă a tuturor taxelor, cum îi putem spune, prin inflație. Discutam zilele trecute chiar la dumneavoastră la Realitatea cu un politician din arcul guvernamental care îmi spunea că nu au crescut taxele României, ar trebui să fim mulțumiți. Și spuneam, da, nu au crescut taxele, dar au crescut inflația. Deci, practic, statul din TVA și accize încasează dublu, dacă nu triplu, față de acum un an de zile. Deci am pus mai multe biruri pe români și ne așteptăm ca populația și companiile să ne ofere mai mulți bani la buget. Din ce? Doamne ajută, fiecare cum se descurcă, pentru că salariile nu au crescut în România la nivelul creșterilor de prețuri. Mulțumim foarte mult, a fost analistul economic Adrian Negrescu.